Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 36 până la versetul 47. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averele și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1067. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai acestei conferințe, doamnelor și domnilor, suntem la ultima sesiune a conferinței noastre. La sesiunile anterioare s-a vorbit în primul rând despre frica de Domnul în relația noastră personală cu Dumnezeu și de fapt începutul. Este domeniul în care decidem noi ceea ce facem vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de harul lui Dumnezeu dăruit nouă fiecăruia dintre noi. Și am vorbit acolo că Dumnezeu ne cere vis-a-vis de El să avem o reverență, o teamă sfântă și o frică de Domnul benefică sufletului nostru, care ne pune în postura să luăm cuvântul lui Dumnezeu în serios, poruncile Domnului să fie nu opționale, ci obligatorii, și frica de Domnul ne pune în acea poziție de a avea parte de răsplătire și de mântuire. Apoi, în a doua sesiune, am vorbit de frica de Domnul la nivel de familie, când frica personală contagiază pe ceilalți, când frica personală face ca casa noastră să fie temătoare de Dumnezeu și dintr-o dată ajungem să avem o închinare împreună, o trăire împreună, în care familia devine locul acela unde doi sau trei se adună în numele Domnului pentru rugăciune, pentru părtășie și Domnul este în mijlocul lor. Însă cea mai înaltă formă de exprimare a fricii și reverenței se face atunci când suntem în biserică. Când oamenii de diferite vârste, de diferite concepții, de diferite pregătiri sociale se adună împreună și călăuziți de același duc și sub aceeași ungere divină, laudă pe Domnul cu cântări, se unesc împreună în lucrurile în care se pot uni și înalță numele Domnului printr-o trăire sfântă și o mărturie puternică în afară. Dumnezeu să fie slăvit! Lucrul acesta este o adevărată artă prin ajutorul Duhului Sfânt. Noi ne putem diferenția, putem citi versete biblice, putem căuta să avem să fim diferiți de tot ceilalți, să ieșim în evidență. Însă Duhul Sfânt ne învață că putem și să ne unim în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și asta este într-adevăr o călăuzire a Duhului Sfânt în frica Domnului. Pentru că există foarte mulți oameni care sub aspectul fricii de Domnul se divid din ce în ce mai mult. Sunt localități, sunt orașe unde oamenii citesc Scriptura, au un orgoliu foarte puternic, nu s-au lepădat de ei înșiși, dar în baza faptului că au frică de Dumnezeu, nu poate trăi cu celălalt lângă. Și mărturia din biserica respectivă, din comunitatea respectivă, este șuprezită. Oamenii spun: domnule, vreau să vin la pocăință, dar unde? La ăia? La ăia? La ăilalți? Că m-ați bulversat, efectiv.
dar toți trăiesc în pătrățica lor, din frică de Domnul eu am făcut asta. Dar de fapt el vrea să spună, am vrut să am și eu o slujbă, am vrut să am și eu biserica mea, nu a Domnului. Subliniez, nu a Domnului, a lui. Ori, stimații mei, frica de Domnul la nivel de comunitar vine să ne pună într-o poziție în care putem sluji, în care efectiv ne punem la dispoziția Domnului să fim o mărturie. Toți suntem diferiți și nu suntem perfecți. Nu suntem perfecți. Știți ce uimește o anumită comunitate? Permiteți-mi să vă spun, circul foarte mult. Și ajung în anumite comunități care nu au persoane atât de pregnante în ceea ce privește predica, nici cântarea. Dar oamenii ăia se adună împreună. Oamenii ăia cântă împreună. Câteodată încep să cânte, dar nu termină. Cântarea o colo gama greșit și la urmă răgușesc. Se întorc întotdeauna. Problema este că, știi ce e interesant? Oamenii din comunitatea aia vin la slujbele lor. Ci admiră ei, nu-i muzica grozavă, nu-i faptul că au un pastor sau niște predicatori ilustri, teologi, nu. Ci admiră, băi, voi sunteți uniți, mie îmi place de voi. Știu că sunteți diferiți, alții vine din lumea asta cu un temperament, alții sunt mai mulcuți, alții... Băi, dar vă tolerați așa între voi. Efectiv, vă iubiți, vă ajutați, vă sprijiniți, săriți în ajutorul, vă rugați unul pe ce. Eu asta îmi place la voi. Și când se adună biserica în modul acesta, cu frică de Domnul, aș vrea să vă spun, stimații mei, produce un impact pe care personal și la nivel de familie nu-l poți produce nicăieri. Am fost la slujbe, era primul ministru acolo. Am fost la slujbe când președința e Consiliului Local, când primarii o numoare orașe, tremurau lângă mine, ei vorbiseră, doar îți dai seama, să vorbești în Parlament, să vorbești în Senat, să vorbești peste tot. N-aveau nicio treabă. Ei, în biserică, intrase într-un loc în care el nu mai avea controlul, în care acolo era prezent Duhul lui Dumnezeu. Și care îi spunea, domnule, nu știu cum să mă descurc, am o foaie, îmi tremură toată foaia asta în fața mea. Pe a intrat în biserica celor răscumpărați de Domnul. Iubiții mei, fiecare comunitate poate fi așa ceva, dacă începe cum trebuie. Fiecare comunitate, mai mică sau mai mare, poate fi așa ceva. Câteodată când frații mă cheamă, vin și îmi spun, frate, te chemăm la noi să vii în biserica noastră, dar bisericuța noastră e mai micuță, să nu fii deranjat dacă sunt mai puțin, sunt câțiva zeci de persoane. Eu le spun simplu, frații mei, toate bisericile mari se trag din biserici mici. Toate la început au fost mici. Că acum sunt mai mari. Contează și strategia pe care o avut-o. Pentru că strategia o vedeți tocmai în textul ăsta și în celălalt, pe care l-am citit eu. Iubiții mei, când Dumnezeu se implică în convertirea copiilor noștri, a oamenilor din localitate unde ne-a așezat Dumnezeu să fim mărturie, nimeni nu-i poate întoarce din drum. Când eu îi conving să vină la noi, când noi dacă trece prin necazul îi ajutăm, când noi îi sprijinim, că e fain să fii cu neamurile tale, când noi îi convingem, s-ar putea la o adunare generală și să-i pierdem. S-ar putea la un moment dat să îl enerveze careva și să dea de pământ cu toată chemarea pe care am făcut-o noi. Când îl cheamă Dumnezeu, poți să asiste la toate adunările generale, are chemare făcută de Dumnezeu și rămâne pe cale, slăvit să fie Domnul. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Sau, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea. Dar mi-ar fi plăcut ca subiectul ăsta să fie la început. Adică indiferent cum trăim noi, dacă ne vedem bine sau nu, dacă putem cânta împreună sau nu, dacă ne putem suporta sau tolera unii pe ceilalți, dar Dumnezeu s-adauge la mântuire. Iubiții mei, nu. Dumnezeu intervine cu înmulțirea bisericii, cu chemarea autentică a oamenilor, când biserica învață frica de Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Dați-mi voie să mă uit prima dată peste textul acesta, pentru că e în legătură foarte bună cu psalmul 23 care s-a citit. Spune cuvântul Domnului în versetul 31 din Faptele Apostolului, capitolul 9, în felul următor. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Din experiența pe care o am eu și pe care o aveți și dumneavoastră, nu o să te poți bucura niciodată de pace, să te întărești sufletește dacă n-ai frică de Domnul. Pentru că, iubiții mei, noi de obicei nu trăim în pace cu ceilalți. V-am spus, suntem diferiți. Fiecare încercăm să demonstrăm că suntem diferiți. Că unul are o școală în plus, altul și-a cumpărat o mașină mai nouă, altul are niște relații suspuse, fiecare avem cu ce ne lăuda.
Însă, iubiții mei, când începem să ne temem de Domnul și nu numai să ne temem, să umblăm în frica Domnului, în acea frică, în acea reverență față de Dumnezeu, putem trăi în pace. Biserica poate trăi în pace. Ne aducem aminte că nu noi zidim biserica. Ne folosește Dumnezeu la zidirea bisericii, dar nu noi o zidim. Iisus Hristos își zidește biserica. Amin. Ca atare mă poate folosi pe mine astăzi și apoi nu mă mai poate folosi. Folosește pe altcineva. Dar eu sunt de acord că în frică de Domnul Dumnezeu, cum m-a folosit pe mine, poate folosi mai bine pe altul. Ca atare ascult cu plăcere cum îl folosește pe celălalt. Nu stau și mă uit supărat, acum e rândul ălaltă. Nu. Orice cântare care se cântă, orice slujbă care se face, Dumnezeu este Cel ce mă ajută să trăiesc în pace, să mă pot bucura de slujba altuia, să mă pot bucura de lucrarea pe care o face altul. Pentru că cunoaștem în parte. Nu totul mi-ai descoperit mie și nici ție. Ca atare, ca să ne putem îmbogăți unii pe ceilalți, trebuie să ne mai facem timp să ne mai ascultăm. Doamne ajută! Ăsta e modul lui Dumnezeu de a lucra. Când îți se pare că tu știi totul, că vrei să-ți faci o biserică după viziunea ta, când ești casa și în spate faci lucrul ăsta, tu nu umbli în frica Domnului. Și permiteți-mi să vă spun, cu tot respectul, de multe ori se declară că e nevoie, dar nu e nevoie. E nevoie să trăim în părtășie, e nevoie să dezvoltăm relații de pace, e nevoie să ne bucurăm de pace. Cât e de frumos în comunitățile în care umblă în frica Domnului, acolo e pacea la ea acasă. Oamenii obișnuiesc să vadă pacea, să umble după ea și locurile acelea sunt locuri în care Dumnezeu toarnă odihnă. Oamenii se întăresc sufletește. Te duci la slujbă și nu te aștepți la surprize. Atenție! Am și eu păreri diferite față de alții. Dar dacă, să iau exemplu, fratele Țofei, să ridică astăzi și să spune un lucru. Eu, la un moment dat, pot să consider că un anumit lucru fratele Țofei nu l-a spus după cum cred eu. Dar aici sunt copiii lui, sunt copiii mei, aici sunt frați și surori care îl iubesc pe el, îl stimează pe el, sunt alții care mă stimează pe mine și împreună suntem frați. Bun, dacă am eu de spus lui ceva sau el vrea să-mi spună ceva, nu trebuie să tulbure slujba. Ci la urmă îmi spune frate Virgil, vreau să discut cu dumneatale ceva. Mi se pare mie că ce ai spus dumneatale nu-i conform Bibliei. Poate n-am înțeles eu, hai să stăm de vorbă. Dar nu putem sta în public? Nu, nu, că se ridică un copilaj și spune, dar ce-o vrut să spui nenea ala? La slujbă. Pentru că el apără adevărul. Bun, îl poți apăra, da? Poți apăra în privat. Foarte multe biserici pierd asta. Transformă amvonul într-un meci de box. Transformă amvonul în care să câștigi cineva, să-l răstoarne pe celălalt, să duci acasă bucuros el, că cineva, și mai sunt și din ăștia care îl bat pe umăr și îi spui, bine ai făcut lui ăsta, a fost fain azi la biserică, ne plictiseam dacă îți predica numai Evanghelia. E bine că ai spus așa. Frații mei, alea nu se ape de odihnă. Apele de odihnă, ții copiii, vii la adunare să cântă. Fals! Nici o problemă, mai încep o dată. Cântăm și noi împreună cu ei, cu gama pe care o punei, cu felul care îl punei. Cântăm împreună cu ei, să predică Evanghelia. Nu să predică ca și la conferință, dar să predică, slăvit să fie Domnul. Eu, frate, îmi spun, frate, noi nu avem așa frați deosebiți la noi. Nici o problemă, fratele meu. Când vin și eu mai rar, eu găsesc biserică aici. Că joi seara au fost biserică, marți seara au fost biserică, nu au fost frați, cine știe, dar voi ați ținut biserică aici cu îndemnurile voastre, cu pasiunea voastră, cu slujirea voastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți acolo. Câteodată vi se dă hrană suplimentară cu conferință. Însă apele de odihnă trebuie păstrate. Te duci la biserică cu copiii tăi, merg acasă, frumos a fost asta, ce bine s-a predicat, ce bine, frumos, deosebit, ce cuvânt a avut fratele. Că eu consider că un frate a scăpat un cuvânt nepotrivit, că eu consider că cutare nu s-a făcut cum trebuie, cântarea nu a fost cântată, sau genul de muzică, cântarea nu a conținut nimic numele lui Iisus. A conținut iamă, dumă și așa mai departe, și de-aia îndrăgostiță din biserică, nu e faină cântarea asta. Dar fiecare cântare trebuie să conțină numele lui Iisus. Nu trebuie să discuți problema aceea la amvon. După ce se termină, vorbești cu liderul de la cântări, frate, asta cu iamă, dumă, așa mai departe, scoteți-o din zona aia, că nu-i. Dacă noi ne-am gândit la biserica lui Iisus Hristos, dar logodnicii s-au gândit la logodnicii lor, miresele la mirii lor, fiecare s-au gândit la și eu trecului prin cap. Scoteți-o, noi îl lăudăm pe Iisus Hristos, Doamne ajută! Liderul spune, frate, mulțumim că ne-ați spus, mulțumim că nu ne-ați spus public, noi am făcut repetiții la asta și am cântat-o și pe voce încă.
Mulțumim că nu ne-a spus public și s-a rezolvat problema. Adunarea e un loc de odihnă. Lucrul ăsta în timp se vede. Pentru că și azi și mâine frumos, liniște, copiii spun, îmi place aici. Îmi place aici. Sunt comunități care nu respectă asta. Comunități care pierd frica de Domnul. Care e mai important adevărul lui, ce-a crezut el. Și în comunitatea aceasta nici n-așteaptă să iasă. Știu că la un moment dat ieșeam de la o comunitate, de la slujbă, și frață, nu mai așteptați să pleci copiii și s-au luat pe holul bisericii. Băi, tu trebuia să mă pui pe mine azi să fac cu tare și așa mai departe. De ce l-ai pus pe el așa cu tare? Și eu, curios, așa întrebam pe cineva. Frate, de ăștia de aici, frate Virgil, mulțumim Domnului că nu ne dă voie în țara asta să avem arme, că acum erau și împușcături deja. Ori, cum să zidești o biserică? Cum să crești o biserică? Cum să... Oamenii se poate vedea mântuirea lui Dumnezeu în asemenea circunstanțe. Ori biserica are frică de Domnul, apoi se bucură de pace, apoi se întărește sufletește. Toată slujba este făcută pentru întărirea sufletească. Mesajele Domnului. Și foarte bine că atunci când sunteți la biserică, în comunitățile dumneavoastră, să observați că o predicat cineva înaintea ta. Indiferent cum o predicat el, ia ceva bun de acolo și menționează și tu. Menționează de acolo, pentru că asta produce o unitate între cei ce slujesc. O unitate împărtășirea bisericii și oamenii li se transmite. Sunt multe lucruri care putem fi diferiți, dar găsește lucrurile comune și accentuează-le, pentru că asta produce starea asta de lucru. Ori biserica aceea este condamnată ca prin Duhul Sfânt să se mulțească, lăudat să fie Domnul. Cunosc biserici în care toți știu Biblia foarte bine, dacă se contrazică pe ceilalți, copiii lor spun, tată, nu mergem cu tine. Nu merge. Nu ne place. Noi vrem să mergem într-o comunitate unde oamenii se apreciază, oamenii trăiesc în pace, cu toate că sunt diferiți, știu să trăiască lucrul ăsta. Dați-mi voie din textul prim pe care l-am citit cel mai larg să vă vorbesc baza unei mulțiri a bisericii corespunzătoare care stă tocmai în frica de Domnul. Când Petru predica în ziua cinzecimii, el, am luat ultima parte a predicii lui, să știe bine dar toată casa lui, lui Israel, că Dumnezeu suveranul l-a făcut pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, Hristos și Domn. Ce sentiment credeți că a umplut inima evreilor prezenți în ziua cinzecimii acolo? Adorare, nu-i așa, mărit să fie Domnul, glorie, dacă Hristos ăsta care noi l-am chinuit, am făcut mișto din el și am spus, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi, așa mai departe. Și acum tu vii și ne spui că noi, prin mâna celor fără de lege, l-am răstignit și Dumnezeu pe acest răstignit l-a făcut Domn și Hristos, maximă autoritate în universul ăsta. Știți care a fost sentimentul? Frică, teamă. De-aia și întrebarea a fost urgentă. Fraților, ce să facem? Și Petru le spune sec așa. Petru nu spune, știți ce, veniți, discutăm, negociem, vedem ce. Nu, nu, în baza acelui spune, pocăiți-vă fiecare dintre voi și apoi botezați-vă în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și m-aș fi așteptat că ăștia să spună, Petru, noi suntem în vizită aici. Noi am venit din toate ținuturile Imperiului Roman să sărbătorim cinzecimea la Ierusalim. Neamurile noastre nu sunt pe aici. Am venit fiecare câte un reprezentat. Soția poate nu e aici, soțul nu e aici. Mă duc să întreb pe ei dacă mă lasă și de acord că eu să mă botez. Nu! În ziua aceea s-au întors la credință aproape 3.000 de suflete. Dar pe ce bază? Pe frică. Biblia nu-i condamnă că ei au luat decizia asta bună sub imperiul fricii de Iisus Hristos. Ba mai mult, Biblia continuă și spune, fiecare era plin, atenție frații mei, nu bordul pastoral, nu ordinații din biserică, că noi șerem asta. Frate, matale trebuie să fie altfel. Trăim astăzi o vreme în care ordinăm oameni și nu-i rău că îi investim în slujire. Dar noi îi considerăm pe oamenii pe care îi investim ca un fel de chirurgi, așa, totdeauna gata de operații. Mâinile spălate cu nu știu câte rânduri de șampoane și cu mănuși chirurgicale, stau așa. Stau așa. La două dimineața tu îl suni, frate, vine să sâmbi nevasta rău, lasă tot și vine la mine și fă-i ungerea. Bă, dar până vin eu la tine, puneți tu mâinile peste nevastă, că spuneți Biblia, iată semnele care vor să o ci, pe cei ce vor crede, nu ordinați în primul rând.
În numele meu vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor? Nu, frate, dacă îmi pun eu mâinile, chiar că moare. Nu. Vine dumneata. Că eu am mai luat de pe șantier, am mai luat câte burghii, nu erau păzite, nu erau cutare, nu așa, așa. Dar dumneata ești ordinatul care te păzești așa și stai pregătit. Pentru asta te-am ordinat, nu? Să stai dumneata non-stop. Când eu te chem, frații mei, fiecare era plin de frică. Fiecare. E drept că avem niște extensii ale bisericii, niște mâini ale bisericii. Când eu mă rog pentru soția mea, de nu știu câte ori ne-am rugat împreună în familie, când copiii mei și soția și-au pus mâinile peste mine, când eu mi-am pus mâinile peste ei, e adevărat că și păstor în biserică, dar în familie lucrul ăsta se poate practica, e o zonă. Dar asta ține de faptul că toți trebuie să ne păstrăm curați. Doamne ajută! Asta înseamnă. Am plasat lucrurile astea undeva la cei mai înalți, așa. Iar restul ne permitem glume proaste, iar restul ne permitem miștocăreli, disprețuri, restul ne mai permitem să luăm ce nu e al nostru și, de fapt, a fost o binecuvântare că nu era păzit. Noi, restul ne permitem lucrurile astea. După aia ne mirăm că Domnul intervine în familiile noastre și, cum se citea ieri aici, grinda strigă. Băi, ce casă faină ți-ai făcut, măi omule, ce casă faină ți-ai făcut. Dar grinda strigă. Dar piatra strigă, dar lucrurile furate de pe șantier strigă. Bine, la prima fază nu auzim lucrurile astea și înțelegem că omul este binecuvântat. Timpul demonstrează că lucrurile acelea strigă răzbunare, că lucrurile acelea strigă dreptate. De aceea pocăința este valabilă în orice fază a vieții, Doamne ajută! De aceea frica de Domnul trebuie să ne însoțească la nivel personal, după care, în sânul comunității, fiecare trebuie să fie plin de frică. Nu din doi în doi, nu din trei în trei, ci fiecare este full, plin de frica Domnului. Vedeți, dumneavoastră, trăim o vreme în care cheltuim foarte mult un de lemn la ungerile pentru bolnavi. Spun cheltuim într-o fel așa ca să vă denotați, pentru că rezultatele nu sunt pe măsură. Nu sunt pe măsură. Unde lemnul e bun, slujitorii sunt buni. Dar nu se întâmplă lucrările pe care le așteptăm. Dați-mi voie să vă spun că climatul semnelor și minunile tocmai asta este. Mai recitesc o dată pasajul biblic, Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 43, unde spune așa: fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și... De ce suna lângă alta? De ce suna lângă alta? Dați-mi voie să vă mai spun ceva, parcă n-ajunge frica asta pe care o aveau, că Hristos a fost făcut Domn și fiecare era plin de frică. La un moment dat, credincioșii de acolo, dându-și seama că din Imperiul Roman venise ăștia toți acolo, unii și-au lăsat acasă afacerile, capra, vita, era acasă, neamurile rămăsesc. El a venit la Ierusalim, acum de bucuria părtășiei, s-a botezat în biserică, dar nu se mai duceau acasă. Rămâneau acolo, de ăștia trebuiau să mănânce. Hai, mai posteau și ei câteodată, dar de mâncat și în lidă. Au început ăștia să spună, băi, ăștia nu se duc acasă, frații noștri, ne bucurăm de părtășii. Mergem și vindem. Vindem ogorul din centrul Ierusalimului, vindem ogorul de la periferie, vindem vita, vindem grajdul, vindem ce, și banii punem la picioarele apostolului ca să fie hrăniți ăștia de aici, din zonă. Să aibă, ca nimeni să nu sufere câtă vreme avem părtășie noi între noi. Bineînțeles că cei care au început să facă lucrul ăsta erau apreciați de apostoli. Și apostolii spuneau, mulțumim frumos, Dumnezeu să vă răsplătească și să vă dăruiască binecuvântare. Anania și Safira au văzut că apostolii priveau bine pe ăștia care făceau donațiile acestea. Și Anania și Safira au spus, măi, vrem și noi să avem aprecierea apostolilor, dar facem o mică șmecherie, să anume vindem ogorul din centrul Ierusalimului cu 10.000 de euro, dar nu trebuie să aducem noi toți banii acolo. Spunem că am vândut cu 6.000, 4.000 băgăm la buzunar, 6.000 le punem la picioarele apostolilor. Și așa au făcut oamenii, au vândut și s-au stabilit să meargă capul de familie Anania, să prezinte tranzacția pe care au făcut-o și donația. Și aici din nou apare o situație, că noi l-am trimit pe Petru să meargă la psiholog, să învețe ce înseamnă psihologie, să știe, să discute cu omul. Petru are descoperire din partea Domnului că ăștia au vândut moșioara cu mai mult și prezintă că au vândut moșioara cu atât. Ei mint. Că Petru le spune, dacă vindeați voi moșioara, permiteți-mi expresia, cu 10.000 de euro dau eu o sumă așa. Nu putea să păstrați voi banii? Și dacă vreți să nu o vindeți, vă obliga cineva în biserică să vindeți moșioara? Nu.
Dar voi, din dorința de a ieși în evidență și de a face ceva, ați vândut cu 10.000 și prezentați ca și cum aș vândut-o cu 6.000, iar 4.000 îi țineți ascunși. De ce ați venit să mințiți pe Dumnezeu? De ce? Și spune Scriptura că m-aș fi așteptat că Anania cade jos și moare. Ce bine era dacă îi făcea un proces verbal de excludere. Nu, că la ora actuală se fac proces verbal de excludere, dar nu pentru asta. Asta nu se fac pentru să o prezenta ce greșit. Se bucura și el, cred că avea hârtie aceea în mână, dar n-a avut hârtie. A căzut jos, s-a murit. Peste 3 ore, fără să o anunțe nimeni, pe Safira, că-i văduve de 3 ore, vine și ea. Și m-aș fi așteptat ca Petru să înceapă cam așa, ai grijă și vorbești, că deja am avut o mormântare, tu n-ai fost prezent. Ai grijă și vorbești, gândește-te bine. Petru începe cu atât ați vândut voi moșiara? Parcă zici că e o vorbă capcană. Și ea spune, își dă seama, a fost bărbatul meu pe aici, nu-i așa? Doar așa am stabilit, cu atâta. Și Petru spune, ce bine v-ați mai înțeles voi să mințiți pe Duhul Sfânt. Picioarele celor ce au luat pe bărbatul tău și l-au îngropat. Așteaptă la ușă episodul 2, următoarea mormântare. Au intrat, a găsit-o moartă și au îngropat-o și pe asta. Dintr-o dată, imaginați-vă biserica din Iosef, mărit să fie Domnul, ce bucurie! Fraților, dați drumul la o muzică faină așa. Ce-a cuprins toată adunarea? Și atenție, provocarea aceasta n-a făcut-o Petru. A făcut-o altcineva. Că încă o dată Petru putea face și el ca noi hârtii, doar atât. Dar de ucis nu poate ucide Petru. Dați-mi voie să vă citesc frumos pasajul ăsta biblic. Faptele Apostolului, capitolul 5, cu versetul 11. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Și versetul următor, după marea asta frică, prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne în... Dar de ce suna lângă alta, frații mei? Pentru că ăsta e mediu în care minunile sunt la ele acasă. Câtă vreme lipsește frica, respectul de Domnul, cheltuiești unde lemnul, te scoli la 2 dimineața, te duci cât-ți pasă de ei mai mult decât te pasă lor. Pentru că unde nu este frică de Domnul, omul nici nu se mărturisește păcatele și nici nu se lasă. Câteodată stăm de vorbă cu familii, soți și soții care sunt pe cale de divorț. Te duci și aproape plângi lângă ei, singurii care râd de tine ca de bleg sunt ei. Noi oricum nu avem chef să ne împăcăm. Eu nu și stați voi atât aici. Și te duci acasă și nu poți dormi, băi, dar copiilor, măi, copii, mi-e milă de copiilor. Dacă nu-i frică de Domnul, frații mei, bați drumul degeaba, plângi degeaba, ți se mărește glicemia și tensiunea degeaba, că el oricum n-are chef de nimic. Unde este frică de Domnul, oamenii se împacă. Unde este frică de Domnul, se fac minuni. Unde este frică de Domnul, oamenii greșesc, se pocăiesc și Dumnezeu reabilitează, slăvit să fie Domnul. Dar totul e în frică de Domnul. Unde nu este frică de Domnul, oamenii merg pe drumul lor. Vor doar să aibă niște păstori, să le mai pună niște proptele, ceva, să arate bine când se facă în poză, să nu te prinzi că el chiar e așa de putred. Ori, iubiții mei, suntem chemați în primul rând să avem frică de Domnul, că dacă de la lucrul ăsta nu plecăm mai departe, nu avem ce să vedem. Ne mirăm de ce știm atâta teologie, suntem deștepți cu capul mare, avem diplome băgate în geantă una după cealaltă, dar nu vine nimeni la pocăință. Nici copiii noștri nu-i urmează credința. Oare de ce? Pentru că acolo trebuie să fie implicat cineva mai presus de noi și de diplomele noastre. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și El nu se implică să ne mărească faima noastră. Și El nu se implică la oameni care s-au învățat să fure slava lui Dumnezeu. El se implică doar acolo unde există respect, teamă sfântă de Domnul și oameni care spun, chiar păstor fiind, Doamne, îmi pare rău, vreau să mă pocăiesc mai mult, să ne ajute Dumnezeu. Când apare frica și teama de Domnul, iubiții mei, după lucrul acesta, urmează un alt lucru care se produce. În biserica primară se produce ceva special, și anume separare față de lume. Capitolul 5 cu versetul 13 spune așa, sau să începem cu 12 pe care tocmai l-am citit. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi răuda în gura mare. Prindeți ideea de aici? Deci ăștia sunt
ucenicii Domnului, în ziua cinzecimii, toți împreună erau în pridvorul lui Solomon, toți cântau acolo, toți se bucurau. Spune Scriptura că niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Bă, dar nu sunt încurajați? Că spune, măi, mai lăsăm noi de la noi din cântarea asta. Hai, nu cântăm noi chiar așa în stilul Traian Dorz. Cântăm și noi, mai vioi așa, poate prindeți voi un rock creștin ceva și așa mai departe. Lăsăm să prindeți voi, să veniți aici, mai aduceți voi de-a voastre, noi de-a noastre, li combinăm noi, iese ceva până la urmă. Poate că veniți și voi. Nu, noi nu ne ocupăm cu asta. Noi ne ocupăm doar de a trăi în frică de Domnul și a pune limite foarte clar. Până aici ține biserica și de acolo începe lumea. Voi trebuie să știți asta. Iubiții mei, cea mai mare mărturie a bisericii în lume nu-i să se dea după lume. Că lumea are comicii ei, actorii ei, vipurile ei, starurile ei, filozofia ei și o face profesionist. În tot ce face, face profesionist. Biserica e altceva. Biserica e locul în care se adună cei răscumpărați, Dumnezeu îi onorează turnând peste ei, nu-l trimite pe Arhanghelul Mihail, nici pe Îngerul Gavril să fie în noi, trimite Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care a creat cele văzute și cele nevăzute și vine să locuiască în noi. Și dintr-o dată vocea mea este luată de Duhul Sfânt și încep să cânt prin Duhul Sfânt. Și dintr-o dată glasul meu este preluat de Duhul Sfânt și încep să proclam numele Domnului. Și dintr-o dată trupul meu este luat de Duhul Sfânt și face din trupul meu nu o casă de vacanță, ci face din trupul meu templu al Duhului Sfânt. Când se construia altădată o cetate, primul lucru care se făcea se stabilea locul templului. Pe cel mai înalt deal se construia templu, după aceea se făcea școală, după aceea se făcea judecătorie, după aceea se trăsau granițele, după aceea se făceau zidurile. Locul templului era cel mai important. Mergeți în toate cetățile antice, o să vedeți că templul e la loc de cinste. Când vine Duhul Sfânt în noi, nu se uită la urechile noastre, la ochii noștri, nu se uită la picioarele noastre, nu se uită la handicapurile pe care le avem, ci ne onorează făcând din trupurile noastre temple umblătoare prin lumea aceasta, în care Duhul Sfânt continuă să facă slujbă, slăvit să fie Domnul. Ajungi pe șantier, tu nu ești acolo să câștigi euro, ci ești acolo ca prin Duhul Sfânt să faci slujbă, să te rogi pentru colegii tăi, pentru patronul tău, pentru oameni greu de mulțumit, ești acolo să te rogi ca Dumnezeu să aducă mântuirea în viața lor. Dacă ești la școală, ești la facultate, ești acolo, nu să termini în primul rând facultatea aia, să ai o diplomă, ești templu al Duhului Sfânt în acțiune, pentru că asta o face doar Dumnezeu. Suntem pregătiți să gândim așa? Ori a fi templu al Duhului Sfânt și a ajunge în poziția asta, trebuie să te separi. Șocul pentru lume este că noi nu ne dăm după ei, sau ar trebui să nu ne dăm după ei. Să avem felul nostru de muzică liniștit, contemplativ. Există foarte multe comunități care au pierdut. Uitați-vă și istoric putem vedea lucrul acesta. Ce căutăm noi în Europa aici? Ce căutăm? Ce căutăm să impresionăm și să... Am văzut cândva, ieșeam de la o biserică din Italia cu ceva ani în urmă, era, pot să vă spun și biserica, dar nu mare asta importanță, pentru că asta am văzut-o repetitiv, întâmplându-se și în Italia, și în Germania, și în alte locuri. Ieșau vreo 400 de tineri dintr-o încăpere foarte mică a unei biserici de acolo. Și în timp ce ieșeam tinerii aia, toți din locul ăla înghesuit, transpirați așa, toți tineri, una și una, treceau niște italienci și italieni ieșind de la o biserică catolică cu cățelușe după ei, care îi trăgeau în dreapta și în stânga, îi foiau așa cățeia și întreba, de unde ești toți ăștia, de la cinematograf? Și cineva i-a spus că ești de la Chieza. Și zic, Chieza? De voi de nu sunteți italieni? Păi nu, suntem români. De unde aveți voi mentalitatea asta? De unde aveți? Că ei stau numai o oră. Cățelușul lui stau, lasă să te iei prea mult. Stau numai o oră acolo, după care trebuie să plece și au programul lor. Iubiții mei, n-ați fost aduși aici să câștigați în primul rând euro. Ați fost aduși aici ca pentru bătrânii care sunt aici, pentru națiunea asta, să fiți o mărturie, să vă ajute Dumnezeu. Și mărturia voastră nu stă în faptul că trebuie să ne cumpărăm și noi cățeluși ca să fim ca ei, să discutăm de la cățeluși, să-i ducem la Evanghelie. Mărturia noastră stă în faptul că suntem altfel. Mărturia noastră stă în faptul că ne îmbrăcăm altfel. Mărturia noastră stă în faptul că avem alte valori. Și ei trebuie să vadă asta. De foarte multe ori ne compromitem mărturia. Însă puterea bisericii este separarea de lume. Până aici ține biserica și încolo e lumea. Tata, aș vrea să vin și eu.
Poți să vii oricând, ești bine primit, dar noi suntem separați. Asta presupune, frații mei, ceea ce văd eu, fiți mai atenți la desacralizare. Noi ne adunăm să ne închinăm împreună, Domnul Iisus. Și după cum Duhul Sfânt ne amintea ceva ce Biblia spune, dar e corect că Duhul Sfânt ne reamintește, pentru că tot reamintește de unde sunt doi sau trei prezent Iisus Hristos, trece pe lângă urechi, vine Duhul Sfânt și ne confirmă, eu sunt în mijlocul vostru, eu ascult rugăciunea. Și pentru fiecare dintre noi știam pe bază de credințe că e aici, dar confirmarea asta ne întărește lucrul acesta. Bine, dacă e prezent Iisus Hristos, noi am venit îmbrăcați altfel. N-am venit cu șalupetele de pe șantier, nu-i așa? Am venit îmbrăcați într-un mod ca să-L onorăm pe Domnul cu închinarea noastră, să putem fi primiți de orice cuget omenesc în închinarea pe care o facem noi înaintea Domnului. Știți că există persoane care desacralizează? Și începem cu noi, facem asta. Ne adunăm împreună să-L onorăm pe Iisus Hristos, pentru că, permiteți, nu contează numele meu sau altora. Noi suntem niște fire de praf, suntem ceea ce suntem datorită lui Iisus Hristos. Atât tot. Pentru care ne-am adunat acum să-L lăudăm și să-L onorăm pe El. Ca atare venim aici, prin felul nostru, de a ne închina, să-I aducem glorie și slavă în veci de veci. Bun, ne permite la un moment dat să spun, bă, da, ce ar dacă vin eu cu salopetele? Și salopetele rupte în genunchi, rupte peste tot, intru așa, cu mâinile în buzunări, frații mei, eu sincer, vin așa. Bine, nu-i problemă că ești sincer, dacă te cheamă cineva la un interviu de angajare, la un loc pe care vrei să-l iei, mergi tot așa cu salopetele alea rupte și cu mâinile în buzunări, stai și spui, dacă vreți, vreau neapărat jobul ăsta, vreau slujba asta, mi-o dați? Pentru că eu am venit așa, papucii deschiați, am venit așa, deci eu sunt sincer, așa sunt eu acum, am venit la dumneavoastră. Timid că nu observi job, că nu obții jobul? Nu! Nici nu venim așa cum venim la biserică să ne întâlnim cu Domnul, după ce se adună toți, după 10 minute, apărem și noi cu copiii. Salut! Mai, în timp ce predicatorul spune, fraților, Iisus Hristos, noi spunem, pașa Domnului, pașa, oh, salut! Am venit eu târziu, vedeta zilei, suntem aici, după el vine alte vedete. Ori, frații mei, ne adunăm să-L onorăm pe Iisus Hristos care este în mijlocul nostru. Asta presupune din timp, îi onorăm prezența, din timp ne adunăm aici. O să vedeți că persoane care merg la bisericile catolice, sunt țară la ortodoxe, să le vedeți cum se îmbracă și din cât timp, dintr-o dată, nu dorm târziu, se duc la biserică, intră pioși în biserică, sunt echipați corespunzător. Pentru că onorează și cinstesc locul acela. Când vin la noi, în adunările noastre, vin și desacralizează închinarea noastră. Și noi spunem, suntem bucuroși că au venit prieteni la noi. Nu suntem așa de bucuroși. Noi nu suntem chemați, în primul rând, să primim prieteni despuiați aici. Nu suntem chemați să primim pe orice om, orice-i trece lui prin cap, vine. Văd câteodată și oameni de ordine și eu le-am spus în anumite comuni, îmi deranjează, eu am un fir, în timp ce vorbesc, încerc să captez sala, am o legătură, mă uit la anumiți oameni, văd cum predicatorul are anumiți senzori. Mi-au adus și pe doamna care vine în fustă mini, foarte bine aranjată să atragă privirile, vine omul de ordine și mi-l ia și mi-au adus chiar în față aici. Și toți frață, nu mai sunt atenți la mine, și surorile, nu mai sunt oare cine-i doamna asta? Bă, dar pune-o, de-aia e bine, apreciez bisericii care au ficus ornamentale, așa, așa, pune-o pe doamna aia ca în grădina Edenului, să stea după ficusul ăla, să nu vadă nimeni, să zic că e Tarzan în acțiune, sau ce unde-o fi, nu contează asta. Dar nu aduci în fața aici, dereglezi slujba, pentru că se desacralizează o întreagă închinare. Știți că mulți din dorința asta de a fi foarte primitivi și de a fi foarte ospitalieri, luăm pe toți oamenii ăștia, și aducem în casa Domnului, după care ne întreabă copiii noștri, tati, dar dacă doamna aia a venit așa, eu de ce n-aș putea să cânt tot așa? Sau numai trebuie să fiu ca doamna aia? Dacă domnul ăla a venit așa, eu de ce n-aș putea tot așa? Stimații mei, știți că majoritatea bisericilor care au gândit așa, s-au golit? Știți de asta? Au vrut să fie foarte expresivi în muzică, au vrut să fie foarte libertini în mărturie, au vrut să fie foarte acceptați, bă, ăștia-s ca și noi. Dintr-o dată bisericile alea s-au golit.
Mulți păstori de a face lucrurile au început să spună tot felul de poante și glume, au transformat biserica într-un show, au învățat glume faine, biserica a început să aplaude, ne-am simțit bine, ne-am simțit groa, bun, o slujbă, două, trei. La un moment dat, când un copil a unui frate care a ajuns drogat, unul care a ajuns alcoolic, altă fată care a ajuns cum a ajuns, la un moment dat o cercetează Duhul Sfânt și vrea să vină la pocăință. Când vine la pocăință, nu vine la pocăința glumelor. Nu vine la pocăința asta ieftină pe care încercăm să o trăim noi. Ei vor să trăiască fără ca cineva să-i bată apropo cu glume proaste de la jumate în jos, cam ce ar face sau ce ar trebui de făcut. El vrea să se pocăiască, efectiv. Uitați-vă la toți oamenii care vin din lume, vor o pocăință autentică. Strezesc cu noi așa, îi spune, băi, nu te-ai prins, am vorbit în doi peri. Dar ce te pune să vorbești în doi peri în biserică? Ce te pune să vorbești cu două sensuri în biserică? Biserica este un loc în care sfințenia trebuie să fie la acasă. Și când deraiezi de la sfințenie, ne pocăim imediat, Doamne ajută! Noi trebuie să fim plăcuți lumii, să facem oamenilor care au tot felul de pofte și de păcate și sunt la vânătoare în lumea asta. Nu! Ăsta e un loc în care se prezintă Domnul și trăim în frica Domnului. Gândim așa? Ne echipăm cu asemenea. Ei bine, oamenii ăștia când vin... Vin și câteodată îi văd cum pleacă dezamăgiți și spun, o ieșit grupul ăla în față și cântă. E adevărat că toboșarul tătă-i numai transpirație, cum o bătut el în tobe și așa. E adevărat că toți ăștia o exprimat cu mâinile pe sus. De o muzică, dacă vreau să aud de calitate, am oameni care fac profesionalism, care câștigă zeci de mii de euro din asta. Dacă vreau să ascult un comic adevărat, nu trebuie păstorul bisericii, de am nevoie de evanghelie, de cuvânt. Mă duc, domnule, la o sală de spectacol unde ăștia fac într-adevăr comici, râs de tiței cu mâna de burtă. Am venit aici să-l văd pe păstor care în loc să-mi spună cum să fiu salvat, în loc grupul de închinare să mă trimită spre Dumnezeu. Mă trimit doar spre trupurile lor, mă trimit doar spre poantele lor, mă trimit doar spre viața lor. Și eu ce fac cu păcatele mele? Stimații mei, de aceea casa de rugăciune trebuie să fie o casă de rugăciune. De aceea bisericile noastre trebuie să fie un loc în care oamenii se pot închina liber. Câți proxeneți și câți oameni din mafie am văzut cu niște lănțoaie de aur la gât, cu niște tatuaje intrând în biserică. Dar oamenii ăștia când intră în biserică, nu intră, frații mei, intră, mă duc să mă închin. El vrea să se închine. Vrea să-i ceară Domnului, să întâlnească cu El dacă există un Dumnezeu. Dar nu-i permite nevastă mea, nu-i permite fiică mea, nu-i permite nevasta altor frați de-ai mei. Pentru că el când intră aici, observă o zonă în care de foarte multe ori biserica este doar o prezentare de modă, o prezentare a rotunjimilor trupului, o prezentare și aș vrea să vă spun, poate pentru foarte mulți frați de-aia închid ochii și să uită numai în sus. Ăștia nu închid ochii la rugăciune, se uită și câteodată mă întreabă la sfârșitul evanghelizare, frate pastor, dacă doamnele și domnișoarele astea n-au nimic de vândut, de ce fac reclamă? Bă, dar eu știu ce ai înțeles tu din toată, nu mă spune mie ce am înțeles. Că eu știu ce se transmite, eu cunosc limbajul ăsta, ăsta nu e limbaj de biserică, ăsta e limbaj de șentură. Ce caut acolo? De ce le puneți în față? Pentru că cine intră ca mine nu poate interpreta altfel decât așa. Ce caut acolo? Să știi că granița noastră am dat o lecuță mai încoace, poate vii și tu la pocăință. Nu, nu, asta nu-i mod de a mă chema pe mine la pocăință. Eu dacă vin la pocăință, știu ce înseamnă pocăință. De aceea, stimați tineri și tinere, știu că vreți să arătați bine, știu că vreți să vă căsătoriți, Doamne ajută, dar nu uitați, cu ceea ce căutați să atrageți, lucrul acela nu o să puteți prezenta toată viața. De aceea căutați înaintea Domnului, fața Domnului și Dumnezeu vă va da binecuvântarea care să țină pentru viața asta și pentru veșnicie. Doamne ajută! Însă există o linie de demarcație foarte clară. Îmi plac chemările care se fac. E un prim factor. Nu ești mântuit că ridici o mână. Nu ești mântuit că vii în față. Neapărat. Este un prim pas, te încurajăm la asta. Dar în chemările acelea de stil milojeală, așteptăm... Mai așteptăm, mai cântăm, creăm un cadru în care muzica plus chemările spui cineva, băi, oricum voi nu încheiați slujba până nu vine cineva, mă jertfesc, eu ies în față și așa am abonament la ieșit în față, ies în față, poate încheiați slujba și plecăm toți liniștiți acasă. Ori milogeala asta de chemare, de venire, hai vin aici, să ridică omul și spune, gata băi, vin, dar vin cu condițiile mele.
Când împărăția lui Dumnezeu stă pe loc, că Dumnezeu te cheamă pe tine, toți ceilalți suntem zero barat, tu trebuie să vii acum. Dacă tu nu vii, totul, nu putem merge înainte, vino în ziua de astăzi, să te așteaptă Dumnezeu aici și așa mai departe și-l vezi cum vine în față. Hai, bine, vin, dar am condițiile mele, o să le vedeți, o să vă lămuriți condițiile mele. Frații mei, nu există treaba asta. Dacă Dumnezeu te va iubi, te va chema, pentru că El cheamă, slăvit să fie Domnul. Noi doar trăim în frică de Domnul și transăm linia de demarcație foarte clară. Noi nu avem ce ne compromite în lucrurile neroditoare ale Întunericului, ci mai degrabă trebuie să le osândim. Bine, normal că trăim într-o lume. Băi, dar ești dus cu pluta chiar, băi. Tu nu știi să te adaptezi la o zi onomastică? Nu știi să te adaptezi la un 8 martie? Nu știi să te adaptezi la ziua tatălui? Nu știi să te adaptezi la ziua fetelor? Nu știi să te adaptezi la... Dar câte zile nu sunt? Nu știi să te adaptezi în zilele respective? Ne mai adunăm, mai servim o mâncare, mai bem o bere nealcoolică. Nu știi să te adaptezi? Nu! Eu am tras linia clară. De acolo am fugit. Alea m-au robit. Mi-au terminat sănătatea și viața. Și acum am venit să trăiesc pocăința, să ne ajute Dumnezeu. Nu-i numiți talibani spirituali, nici sfântoși. Sunt oameni care vor să-și vadă de pocăința lor. Unii dintre ei au fost robii lucrurilor cu care noi ne jucăm până ne robesc. De aceea Biserica lui Hristos, care are mărturie, este o biserică care e plină de frica Domnului, și trasează linia de demarcație, trăind într-un chip vrednic de Domnul care i-a chemat. O să găsiți cuvântul ăsta foarte des în Noul Testament. Eu o să citesc doar unul singur, care se găsește în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Au rămas în lumea asta laureații ai premiului Nobel. Au rămas miliardari care au elicoptere și avioane private. Au rămas oameni care au mii de angajați și au rămas în întuneric. Pe tine, prin har, Dumnezeu ți-a făcut o chemare la cea mai puternică instituție, Biserica Slăvită a lui Iisus Hristos, care are viitor nu numai în lumea asta, ci în lumea lui Dumnezeu. Și odată ce ai fost chemat aici, ți se cere la nivelul ăsta să te porți într-un chip vrednic de instituția la care ai fost chemat. Nu ai legile tale aici, nu vii cu gândurile tale, ești în această biserică și în biserica lui Iisus Hristos caută să împlinești legile Lui și poruncile Lui. Sunt deranjat, frații mei, de foarte multe ori de a fi pe plac oamenilor, le spunem, frații mei, bine ați venit la conferință, la adunarea noastră, sperăm și facem tot posibilul să vă simțiți bine. Frații mei, ne simțim bine la noi acasă. La noi acasă dăm drumul la aer condiționat, la noi acasă punem picioarele pe birou dacă vrem, la noi acasă stăm în cap dacă vrem, că suntem la noi acasă. Aici nu-i casa noastră, nici a copiilor mei, nici a nevestei mele, ci casa lui Dumnezeu. Și cel ce trebuie să se simtă bine în casa lui Dumnezeu este El, chiar dacă toți ne simțim rău. Chiar dacă toți spunem, măi, prea dur cuvântul. Dumnezeu ne transmite mesaje profetice. Și ne cere, ca și Tată, să fim sfinți în toată purtarea noastră. Și ne deranjează, am vrea un Dumnezeu mai permisiv. Am vrea un Tată care să ne ia în brațe cu toate cu bubele noastre. Și Tatăl nostru vrea să ne vindece de orice necurăție și de orice stare în care ne-am permis să fim. Ori biserica trebuie să fie un loc în care Dumnezeu să se simtă bine. Doamne ajută! Ori gândește-te cântarea pe care o cânți, atitudinea pe care o ai, modul în care vii la casa Domnului. Se simte bine Dumnezeu când te vede în disciplina ta, în modul tău de a veni, pentru că biserica e separată de celelalte lucruri. Primul lucru pe care îl produce frica de Domnul și la care poți verifica este că te separi de valorile lumii. Trăiești într-un chip vrednic de Domnul tău. Foarte multe biserici pierd asta. În dorința lor de a ieși în evidență, cunosc biserici din Europa în care nu te mai acceptă cu fetițele la binecuvântare decât dacă au găuri în urechi pentru ceea ce-i creștine. Nu vorbesc aici de lumea laică. Creștini, de-a noștri, evangheliști. Dacă ai fetiță și vii la binecuvântare, trebuie să aibă găurile făcute pentru cercei pe care îi vei pune la binecuvântare. Bineînțeles că bate vântul pe acolo.
Dar ei se bucură de pătrățica lor, în stilul lor, și se miră, băi, de ce nu mai vine nimeni? Ne-a așezat Dumnezeu. De ce? Să îmbărtim 3 euro? Să dispargem în figuri cu mașinile noastre? Atât tot? Cam asta trăiesc ei. Și ei cred că e bine așa. Cum de-au ajuns oamenii ăștia aici? Pentru că n-au separat foarte clar la ce trăiesc ei, de ce a mântuit Domnul, de ce i-a salvat. Trăim într-o lume în care oamenii pot deraia, o lume în care pot ajunge copiii noștri fii risipitori. Au la ce să se întoarcă? Au la ce? Spune că tatăl i-a primit înapoi. Au la ce să... Sau dintr-o dată transformăm bisericile noastre într-o mini-discotecă, cu tot felul de fum, cu tot felul de lumini, numai ca să fim relevanți pentru tinerii din ziua de astăzi. Și când se întoarce el înapoi, vrea să se pocăiască, trebuie să se ducă la niște biserici de dezidenți. Trebuie să se ducă la niște biserici care sunt ultra-conservatoare. Că aici, el de astea au fugit când a început să păcătuiască, tocmai de la discotecile alea au plecat. Și acum când se întoarce, găsești discoteca sub nasul părinților lui. Ori biserica, ca să poată face lucrarea pe care a dat-o Domnul, trebuie să se separe. Doamne ajută! Al treilea lucru pe care îl face în frică de Domnul, biserica, este să se separe de valorile lumii. Deci spune Sfânta Scriptură, în textul biblic pe care l-am citit, în felul următor. Își vindeau ogoarele și averile și banii, îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Stimații mei frați și surori, lumea are anumite valori pe care noi le folosim pentru o anumită perioadă de timp. Dar valorile acestea se supun valorilor părtășiei bisericii. E adevărat că ai o mașină, dar mașina poate fi pusă la dispoziția bisericii. E adevărat că ai o casă, dar casa poate fi pusă, dacă e nevoie, la dispoziția bisericii. Iată că biserica primară, în frică de Domnul, n-au considerat că averile sunt ale lor. Au considerat că sunt ale Domnului și folositoare. Nu-i auzim pe ei comentând, păi, dar ce eu cresc aici, am și eu ceva lucruri, ăsta și-o lăsa capra, vata, și-o lăsa firma acolo, care o duce bine, și eu trebuie să vând capra mea și ogorul meu ca să se hrănească el și nici nu știu că stă aici. Nu, nu. Iisus este o onoare pentru mine să fiu folositor fraților mei. Chiar dacă asta presupune dispariția ogoarilor mele, dispariția averilor mele pentru frații mei, pentru că eu nu sunt legat de lucrurile acestea. Eu sunt legat de Hristos și de biserica sa. Trăim astăzi o vreme în care valorile acestei lumi încă le avem în noi. Și e normal undeva. Vă amintiți dumneavoastră că lui Dumnezeu i-a luat ca să-i scoată pe evrei din Egipt o singură noapte. O singură noapte, într-o singură noapte Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt. I-a pregătit, e adevărat, dar într-o singură noapte i-a scos pe evrei din Egipt. Ca să scoată Egiptul din evrei a trebuit 40 de ani. Prin pustie să scoată Egiptul din ei. Dumnezeu ne scoate din lume și ne aduce la împărăția dragostei Fiului Său. Dar ca să scoată lumea din noi, îi trebuiește o țărucă de timp. Îi trebuiește timp. Și asta e lupta fiecăruia dintre noi. De a insista ca lumea să iasă afară, să identificăm problemele lumii. Și una dintre cele mai mari probleme pe care le are lumea în noi este posesiunea. Cunoașteți situația soției lui Lot. Ei cândva trăiau foarte bine cu Avram pe munte. Dar într-o zi Avram a văzut că se ceartă slujitorii și i-a spus la Lot, nepotul său, băi, ai dreptul să alegi. Mi-ar fi plăcut ca Lot să spună, Avrame, tu ești mai bătrân ca mine, ești un cheșul meu. Alege tu unde te duci și eu mă duc cu partea cealaltă. Chemarea ție ți-a făcut-o Dumnezeu, nu mie. Ca atare, unde te vei duce tu, eu respect și eu mă duc în partea cealaltă. Dar de ales trebuie să alegi tu. Că dacă alegi tu, va fi bine pentru amândoi. Că și până acum tot așa ai făcut. Nu, nu. Avram îi spune, alege și ăsta bucuros, bine că mi s-a dat dreptul să aleg. O ales câmpia mănoasă a Iordanului și zona Sodomei și Gomorei. Spune Scriptura, și-a întins corturile în fața Sodomei. Când au venit îngerii la Lot, nu l-a mai găsit în corturi. L-a găsit în casă. Nu știm ce credit avea la bancă. Nu știm cum a ajuns să aibă casă. Nu știm dacă era plătită sau era în chirii. Cert era că era în casă. Și dintr-o dată, îi spune lui Avram, știi, nu trebuie să ne certăm că suntem frați. Și când vine ăștia și îi spun, scoate afară pe îngerii ăia ca să ne împreunăm cu ei, cu bărbații ăia, el vine și spune, fraților, băi, dar tu cu cine ești frate totuși? Cu Avram sau cu ăștia care sunt așa? El ajunsese într-un ecumenism de-asta, de al nostru, tăți sunt frați.
Toți sunt frați, dar unii au anumite apucături și alții sfinți. Ori, iubiții mei, Lot a investit acolo. Când Dumnezeu a trebuit să-l scoată de acolo, i s-a spus doar o singură poruncă, să nu se uite în urmă. Lot a rezistat, dar doamna Lot nu a rezistat. Prea mult chin pentru ce o cheltuit. Ce frumoasă era zugrăvită casa. Era zugrăvită exact cum ți-ai dorit. Și covoare, la covoare te-ai certat și cu bărbatul, că ai dorit de ăla, de ălaltul. Și acum leși totul să pârâi la foc și efectiv să aleagă scrumul. Doamna Iov n-a rezistat, pentru că Sodoma n-a ieșit din ea. Ea a ieșit din Sodoma, dar Sodoma n-a ieșit din ea. Stâlpul de sare ne arată ce se întâmplă cu omul care rămâne la jumătate de drum. A ieșit din lume, dar lumea nu a ieșit din el. Nu ai ce să-l folosești. Pentru că el se gândește totdeauna ce-mi iese. Frate, mergem în misiune, ce-mi iese. Frate, vrem să lucrăm pentru care Domnului. Bine, nu-mi iese bani, nu-mi iese bani, dar mă ordinați, măcar mă puneți, mă propuneți pentru comitet, ce-mi iese. Pentru că n-a ieșit lumea din el. Sistemul de valori n-a ieșit din el. Ori, iubiții mei, aș vrea să vă spun al doilea lucru pe care îl provoacă frica de Domnul într-o biserică autentică cum e a voastră, este că te separi de valorile lumii. Dintr-o dată, lumea nu mai are valoare în tine și cel mai puternic lucru al lumii, care astăzi este, și de multe ori avem de lucru cu el, este Mamona, Dumnezeul posesiunilor și a banilor, a banilor. De foarte multe ori, în loc să slujim lui Dumnezeu, slujim pe Mamona, de aia ne stricăm și mărturia. Mergem la oameni la care ne trimite Dumnezeu, pentru că El are nevoie de o lucrare de-a noastră. E specialist într-un anumit lucru, în regips, în betoane, în dulgherie, în ce ești tu. Ți-a dat Dumnezeu înțelepciune, ți-a dat sănătate să poți face meseria. Te trimite pe o direcție și Dumnezeu vrea să mântuiască pe cineva. Bine, ți-l trimite, Dumnezeu, am înțeles că pui regips bine. Vrei să-mi faci o lucrare? E italian, e român, ce-o fi el? Neamț poți să fie. Poți să-mi faci o lucrare? Ăla nu vine ca să câștigi tu bani. Ăla vine ca tu să fii martor. Să arăți că ai frică de Domnul. Doamne ajută! Bani-s bonus! Te înțelegi cu el la un preț. Dar te uiți că prin casă are lucruri poleite în aur. Te uiți așa după mașina lui. Ăsta are, bă, ăsta are. Și dacă are, de ce să n-am și eu? Păi, dar eu sunt totuși copilul lui Dumnezeu. M-am înțeles cu un preț cu el. Nu, trebuie să-i trag eu o țeapă lui ăsta, neapărat, să depun mărturie. Și când vin și-i prezinți cât costă, ăla rămâne gură casă. Dom'le, dar am întâlnit mai puțin, dom'le. Stai liniștit. Ai de unii, da, s-au mărit prețurile, am mai avut eu ceva probleme, mai o întorci, că după asta vine și minciunica, am mai avut ceva probleme, s-au stricat un bicamăr, s-au stricat cealaltă, cu tare, ei lua bani și pleci bucuros de acolo. L-am fentat și pe asta. Bine, aș vrea să te întreb, când te duci la ăla să-l chemi la evangelizare, ce crezi, vine cu drag, nu-i așa? Băi, am chemat niște prieteni să vii, dar nu știu ce nu vin. Le-ai lucrat? Da, ne înțelegem. Înțelegem. Înțelegem ce a fost mai important pentru tine. Înțelegem că nu mai are sens să mergem niciunul la el. Că ne-ai închis ușa la toți din cauza lui Mamona. Și am întâlnit băieți care au venit de aici din Italia, trebuie să vă spun, de la noi. Au venit de aici din Italia meseriași foarte buni. Au pe lucru de ani de zile. Au mers la oameni și au întrebat, Dumnezeu, am înțeles că lucrați, am văzut și la altcineva, puteți să-mi faceți? Sigur că da. Da, cât mă costă? Te vă facem imediat. Atâta vă costă egipțul, atâta vă costă becurile, spoturile, cu tare. Atât vă, manopera e atâta, că atât luăm noi la așa. Păi să-ți uite, dom'le, îmi place, vă rog frumos. Intră băieții ăștia în casă, el lasă semne pe la sertare, pune anumite semne, mai lasă bani prin casă, cu tare, când dați la o parte, când vine seara acasă, omul când nevastă e plecat la servici, copiii la școală, când vine acasă găsește, am găsit în pe dulapul respectiv suma asta, de sub dulapul ăla am găsit asta, sub chiuvet am găsit asta, totul pe masă, ăștia sunt banii dumneavoastră, în casă măturat, nici nu cunoaște că a fost acolo. A doua zi era la muncă, când termină, vin și spun, cât mă costă, domnule? Sunt foarte mulțumit, foarte mulțumit. Și ăștia vin și spun, domnul, ce-am stabilit? Păi am stabilit atâta, bun, dați cu 300 de lei mai puțin. Dar nu, eu vreau să vă dau mai mult. Nu, cu 300 de lei mai puțin. Restul e în numele Domnului. Ne-a plăcut să lucrăm împreună cu dumneavoastră și vrem ca cândva, când o să avem evangelizare la noi, vrem să vă invităm să fiți împreună cu noi la bucuria asta noastră. Băi, eu vă dau toți banii și vin și la evangelizare. Voi înțelegeți? Nu.
Vă rog frumos, cu 300 de lei să fim și noi bucuroși. Plecat oamenii acasă. Când îi vezi că vin la evangelizare, vin cu toți oamenii la care au lucrat ei. Te miri că Evanghelia are putere? Stimați-mi, n-ați fost trimiși să câștigați bani și să-i mutați în fața fraților cu teancurile dintr-un buzunar în altul. Nu ăsta e scopul. Scopul este să câștigați suflete pentru împărăție. Dar câtă vreme mamona v-a câștigat inima și pentru asta lipsiți de la biserică și vă pierdeți și mărturia. Și câți oameni și câți frați și câte persoane n-am văzut care la un moment dat pentru a deveni lumină o lăsat mai ieftin. Știți că Dumnezeu a completat și ți-a dat, nu pot să vă spun eu triplu sau de 10 ori, dar ți-o dat înapoi, amin? Omul ăla la care tu ai lucrat mai ieftin, știi câți clienți îți aduci după aceea? Băi, am găsit niște băiați serioși, măi. Am găsit banii din casă. Am găsit cu numai umblat la țertare. Băi, am găsit toate. Băi, sunt niște oameni extraordinari. Îți faci reclamă cu nu reușești tu să-ți faci singur. Și toți oamenii, una și una, care de la cineva pricep lucrul ăsta și pe care îi poți aduce să audă Evanghelia. Când Domnul Iisus Hristos spune în contrast slujirea noastră, vine și spune în Matei, capitolul 6, versetul 24, în felul următor. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Și atenție! Știm că contrastul este între Dumnezeu și Satana. Și noi de Satana fugim toți. Ba chiar avem putere să-l alungăm. Piei, Satana, dispari, Satana, du-te, Satana, să nu mai auzim de tine. Îi poruncim în numele Domnului Iisus orice duc să plece de lângă noi. Dacă ne-i vorba de bănuți, de mamona, nu-i poruncim să plece, să vină, că buzunarele noastre sunt goale. Și aici e lupta noastră. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona. Bănuțul, proprietățile, moștenirile. Asta ne termină pe noi. Pentru că Dumnezeu ne-a scos din lume, ne-a adus în împărăția sa, are pregătit un loc. Dar noi avem niște bile de oțel care nu ne lasă să alergăm cu bucurie spre împărăția Domnului. Încă ne plac banii, încă observăm că niște cumnați de ai noștri vor să ne ia moștenire de la tata și de la mama și suntem în tribunale și suntem în judecată și la urmă se constată că gardul ăla n-a meritat și pământul ăla n-a meritat și cum spunea cineva, bă, m-am judecat cu toate neamurile și frații mei pentru o bucată de pământ și când am tras linii toți am constatat că putem cumpăra tot centrul localității cu banii pe care am cheltuit la judecători, la avocați, la toți ceilalți. Putem avea tot bucata noastră de pământ. Dar la început, mamona i-a robit. Și rândul nostru să ne dăm seama. Vreau să te întreb, iubitul meu, dacă nu este frică de Domnul, vei fi robul banului și banul este un stăpân aspru. Vei fi într-o continuă concurență. Oricum nu să-l depășești tu pe Bill Gates. Și dacă îl depășești pe Bill Gates, ai găsești altul care să te concurezi continuu. Ai găsești pe altul care are avion privat. Ai găsești pe altul care are tot felul de învârteli. Ori Dumnezeu nu ne-a chemat la asta. Să te concurezi cu altul. Dumnezeu te-a chemat la împărăția dragostei Fiului Său, te-a onorat turnând peste tine Duhul Sfânt, ca tu prin Duhul Sfânt să strigi Ava, Haleluia. În orice loc să vorbești cu tata. 24 din 24 să deschizi ușa cerului și tata să te asculte când tu îi povestești. Și mai chiar îți mai spune, nu te îngrijora, băi, de nimic. Nu te îngrijora de Putin, de război, de amenințări nucleare. Nu te îngrijora că eu conduc universul ăsta. Tu vină și povestim amândoi. Vină să stăm de vorbă. Și dintr-o dată te așteaptă Dumnezeu în locul ăla unde așteaptă președinți la rând să intre, să aibă un cuvânt. Tu ești copil. Ați văzut de foarte multe ori că există la un cabinet a unui doctor bun, există oameni care stau la rând cu prenotare din timp și doctorul nu poate să-și dea seama. Dar vezi când oamenii stau la rând, stau pe scaune, alții în picioare, vezi un băiețel de 14 ani care vine acolo, trece și băi, băiete, treci la rând. Da, nu, că eu mă duc la tata. Salut! Cum să trimiți tu pe ficiorul doctorului la rând? Nu, el se duce și stai de vorbă ceva cu tata, să ceară niște bani, să povestească ce i s-a întâmplat lui la școală. Ăștia tăți spun, de acum trebuie să mai așteptăm. Păi, are prioritate, că e copilul tatălui. Orbiții mei, așa suntem noi, ne așteaptă Dumnezeu prin rugăciune să-i povestim totul. Și noi de foarte multe ori mergem la tata și spunem, tată, aș mai vrea ceva bani. Măi, eu nu vreau să stai cu bani pe stoc. Știu că în anii trecuți și în zilele următoare probabil se va auzi din nou că cei care au peste 100.000 de euro la bancă își vor pierde 10%.
Câțiva dintre noi probabil o să îngrijorez, dar restul nu avem nicio treabă, nu-i așa? Nu se ne deranjează cu nimic că 10.000 care lipsesc de acolo. Dar ăștia care i-au strâns cu greu, lipsind de la adunare, alergăm, o să fie problemă, 10.000 de euro totuși sunt bani și așa mai departe. În marea majoritate noi nu avem treabă cu asta. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă în fiecare zi ca evreilor mană. Nu trebuie să muncești, ne dă pâinea ca în somn, lăudat să fie Domnul. Că ne temem de El. Că El se ocupă de noi. Și dacă nu trebuie să avem o mașină, nu avem, o luăm din mâna Domnului. Și dacă nu trebuie să facem o călătorie, nu ne deranjăm că se anulează zborul. Înseamnă că nu a fost voia Domnului să ajungem acolo. Nu e nicio problemă. Toate sunt calculate de cineva mai înțelept, mai puternic ca noi, lăudat să fie numele. Nici măcar încercările prin care trecem nu sunt la voia întâmplării. Toate sunt calculate de măreția Domnului, slăvit să fie numele Lui. Dar mamona de foarte multe ori încurcă planul multor oameni. Și multă suferință există în viața credincioșilor lui Dumnezeu tocmai din cauza aceasta. Mulți intră prin cuptoare tocmai din cauza aceasta. Nu uitați, stimații mei. Eu îi spuneam la frați despre faptul că foarte mulți credincioși vin la Domnul și câteodată ei ies din lume, dar lumea prin mamona nu iese din ei. Și totdeauna sunt atenți la anumite lucruri. Bă, ce mașină are asta? Tare mi-am dorit și eu așa ceva. În loc să meargă ăla care și-o schimba mașina, spune, frate, nu mă interesează, te-ai împrumutat bani, nu, s-o port sănătos, n-ai niciun accident. Amin. Nu-i treaba ta dacă au avut bani sau nu. În afară faptul că vrei să-l ajuți tu cu bani. Asta e altă idee. Dar probabil nimănui nu-i pretrece prin cap să ajute pe altul. Ci o stare de invidie, de gelozie, cuprinde inima și nici nu mai vorbești cu ăla din cauza la o mașină. Nici nu mai poți fi alături de el din cauza la un hârt de mașină. Nu trăiești starea asta de lucru corespunzătoare. Însă în pocăință ești chemat să te debarasezi de ele. Am observat oameni care au mașini bune, le țin pe acasă, au situații așa. Păi, dar când te duci la el, trebuie de asta, nu e o problemă pentru mine. Pentru mine e important că ai venit tu la vizită la mine. E important că putem cânta o cântare împreună. E important că ne putem ruga împreună. Asta e important pentru mine. Eu nu mai au după ce. Noi rămânem surprinși. Cum adică, băi, nu-mi prezintă el mie binecuvântarea din garaj? Nu prezintă el mie cine este el? Câteodată frate îmi spun, frate, te-ai întâlnit cu fratele cu tare? Da, m-am întâlnit. Am stat cu el la masă, ne-am rugat. Păi tu știi cine e acela? Ce cât mii de angajați are el? Tu știi cine? Păi ce un om cu picioarele până în pământ? Ce altceva? Bă? Am văzut că e un om, domnule, atâta. Băi, dacă tu ai ști, băi, oameni buni, contează dacă este om, atât tot. Restul și treaba mea cu afacerile lui. Și treaba mea cu mașinile lui, și treaba mea cu avioanele și elicopterele lui, ale sale lui, domne. Numai cât costă să întreții un avion. Dar eu chiar mă interesează bine asta, dacă am putut cânta împreună și ne rugăm împreună. Asta tot important. Mai departe am plecat și așa mai departe. Nu-l sun toată ziua, dacă trec prin zonă ne întâlnim, dacă nu, asta tot. Știți cât de mult respect oamenii să fii în modul ăsta, să ai distanța regulamentară, nu să-l sufoși pentru că ai văzut că are mașină, că are elicopter sau altceva. Stai la distanță de el, ești frate cu el, te rogi pentru el și atâta tot. Ei, când mamona pune stăpânire pe noi, îl obligăm pe Dumnezeu să intervină. Și vin frații slujitori și întreabă, frate, duminică a fost părtășie frumoasă, unde ați fost? Am avut ceva de lucru, de fapt tu te-ai gândit, triplu de lucru am avut. Am avut ceva de lucru, n-am putut să vin, diseară cred că din nou n-o să vin, dar nu e ceva, slujba s-a făcut și fără mine. Da, s-a făcut, normal s-a făcut slujba fără mine. Era bine dacă erai și dumneata aici. Bun, azi, mâine, poi mâine, așa. E drept că se vede rezultatele de lucru. Se vede mașină schimbată care o parchezi cât mai aproape de intrarea bisericii. Se vede costumul la care îți pare rău că nu poți veni cu eticheta cu el aici în adunare, cu tot cu eticheta cu preț. Ai venit și cu ochelari de soare, dar se prinde ăștia că nu-i chiar așa soare. Ai venit cu grămadă de lucru ca să arăți de fapt că ești într-o poziție deosebită. Neștiind de fapt că Dumnezeu aceste legături care ne leagă, le dezleagă într-un singur fel. Dacă păstorul, dacă colegul, dacă soția, dacă toți ceilalți nu pot să te dezlege de mamona, Dumnezeu are o singură metodă, focul. Vă aduceți aminte că trei tineri în Valea Dura au fost invitați să se închine chipului de aur. Și la un moment dat Iisus, noi nu ne închinăm. Împăratul crezând că ăștia nu au înțeles. Eu zic, măi, mai pun o dată orchestra asta, toată scânte, cânticul ăsta ca voi să vă închinați. Zic, noi mai pune degeaba. Noi oricum nu ne închinăm la ce ai făcut aici. Noi cum? Împăratul supărat, dându-și seama că orgoliul lui a fost rănit.
Pune-le să încălziți cuptorul de 7 ori, băgați material de 7 ori mai mult. După care îi leagă pe ăștia cu izmenile lor, îi leagă fedele și așa, și aruncă în cuptorul ăla. Spune că flacăra focului i-a omorât pe loc pe toți aia care au aruncat. După care împăratul spera să uite pe un vizor ceva acolo, să vadă cenușa lor în zonă. Spune, băi, dar n-am aruncat noi 3? Sunt 4 care se plimbă liber, au conferință acolo, ce fac ei acolo, discut între ei. Eu nu pot intra, nici tățenatul meu, guvernul meu nu poate intra, că e periculos. Toți, și a patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu, ăsta le predă lecții. Îi roagă pe ăștia să vină afară. Când vin ăștia afară, miroasă ăștia, nici urmă de miros, nici un fir de păr n-a fost ars. Focul a ars doar legăturile. Doar legăturile. Dacă ești legat și nu poți sluji, dacă ești legat și nu poți veni la adunare, dacă ești legat de bani, iubitul meu, îți mai spune unul, îți mai spune altul. Când intri în cuptor cu analizele rele, galben la față, când intri în cuptor, nu te mai salvăm noi. Dumnezeu stă personal de vorbă cu tine. Câteodată nici n-am voie să intru eu acolo. Stă de vorbă cu tine și spune, te-am așteptat să aud și aleluia din gura ta. La cât te-am păzit eu, la cât te-am binecuvântat, la câți oameni am lăsat în lumea asta și te-am adus pe tine. Și tu ai început să umbli după bani, măi. Și tu ai început să umbli după interesele tale, măi. Și am așteptat vocea ta să se audă în biserică. Și am așteptat aminul tău să se audă în biserică. Și am așteptat binecuvântarea ta pentru copiii tineri, pentru bărbați și pentru femei. Am așteptat mărturia ta să spui de unde te-a scos Dumnezeu și cum te-ai izbăvit. N-ai avut timp pentru mine. Știi ce fac unii în cuptor? Doamne, dacă mai ies o dată afară, să știi că eu voi face, eu voi drege, eu voi lucra. În sânul comunității noastre, cei din Dumbrăveni, nu trebuie să spun nume, pentru că ei își dau seama cine este, în sânul comunității noastre am avut soție care a fost foarte multă vreme în lume, după cum o povesteau dumnealor, i-au fost oameni din mediul cult, așa, presupus, când mergeau la tot felul de spectacole, auzeau tot felul de coruri, de cântăreți, de muzică populară, muzică ușoară, tot felul de vizite, își permiteau. Aveau proprietăți, aveau pământuri, aveau moară, aveau o grămadă de lucruri, își permiteau. Când au venit la pocăință oamenii aceștia, au venit cu un entuziasm deosebit. Numai că marea lor problemă, ca multora, este că au rămas legați de proprietăți, au rămas legați de mamona, cumva. Și frații spuneau, frate, uite, ar trebui să vii mai des la noi. Bă, dar am oameni la lucru, am cutare, am așa. Câteodată pleca de la slujba de duminică dimineața, când noi ne adunam împreună, pleca să vadă dacă i-a ieșit grâul pe ogor. Când se culegeau cartofii, mergea să vadă dacă nu cumva îi culege altcineva înaintea lui. Mergea până acolo să verifice. Au mai găsit oameni care strângeau cartofii fără ca el să știe. Dar, în fine, o mers pe acolo, vinea înapoi, ne spunea cum au rezolvat problemele și ispite au mai avut el, că dacă era la adunare, n-avea ispitele. Găsea numai ogorul cules, atât tot. Dar, în alt fel, avea ispitii cu ăștia. Când găsea, băi, Doamne ajută, oameni buni, le spunea la ăștia. Și zicea, mulțumim frumos, dar cine v-a trimis aici? Păi, te culegem cartofii, vremea de cules. Păi, dar ogorul e meu, nu v-am trimis asta. Păi, na, ni trebuie și nouă ăștia, spuneau. Ni trebuie și nouă. Și apoi negociau ei acolo ce aveau de făcut, venea înapoi, dar era lipit așa. La un moment dat, omul ăsta nu s-a simțit prea bine. A mers la un spital la Suceava, de la spitalul de la Suceava a fost trimis la Cluj. Trebuie să mergeți acolo pentru că ceva nu e clar. La spitalul de la Cluj au ajuns la o secție specială a unui doctor profesor în domeniul respectiv și i-a spus, dumneatale, ai în partea asta a corpului niște formațiuni tumorale care trebuie să te extirpate, că altfel e problemă. Și dumnealui spune, dom'le, sunt gata. Bun, există două metode. Numărul 1, pot fi operat cu laser, ceea ce presupune o recuperare rapidă și dureri nu așa mari, și poți fi operat cu bisturiu, care presupune recuperare mai greoaie, infecții, posibilitate de infecții și dureri mai mari. Domnul doctor, eu am moară, am de unde, am de unde. Păr-o frumos, cu laser. Îmi spunea mie, frate Virgil, m-a operat domnul doctor cu laser, eram sub anestezie, m-a adus la terapie intensivă, erau niște cerșafuri albe așa acolo, lângă mine pe dreapta era unul operat și pe stânga era, așa mai răcneau ăia doi, i-am zis, ăștia au fost operați cu bisturiu, ce să faci? Asta e situația. Când mi-a trecut mie anestezia, răcneam mai tare ca ei la alți doi. Acum, nu mai știam cu ce au fost ei operați în momentul ăla. Și mi-a spus el mie așa, frate Virgil, când mi-a trecut mie anestezia, am avut o durere atât de atroce că știu că în noaptea aia mor. M-am ghemuit așa în pat și în timp ce m-am ghemuit în pat,
am ieșit din mine. Pentru prima dată, șoferul părăsit mașina. Am ieșit din mine, m-am văzut ghemuitipat așa. După care am fost aspirat așa într-un tunel și am ajuns pe o pajiște verde. Nu vă pot spune ce frumos era acolo. În față era un castel. N-am văzut așa ceva. Am umblat mult, dar n-am văzut așa ceva. Din castelul ăla venea o muzică care timbia să mergi într-acolo. Pe lângă mine am văzut ființe îmbrăcate în alb care alergau la castelul ăla. Când m-am uitat și eu eram în alb, am început să alerg și eu către castelul ăla. Dar în fața castelului era un șir de soldați așa de vreo 3 metri înălțime, toți cu fețe strălucitoare, cu niște armuri din alea ca la romani, îmi spunea el, toate aurii așa. Și soldații auriași stăteau umăr în umăr. Când ajungea o ființă de aia îmbrăcată în alb, se puneau câte doi picant așa, îi dădeau voie să treacă, după care reluau poziția. Când am văzut eu așa că strece dincolo, m-am dus și eu la doi soldați de aia care erau în fața mea din șirul ăla, dar nu se dădeau la o parte, cred că nu au înțeles. M-am dus la alți doi, tot nu se dădeau. Când mă chinuiam ca trei rând, băi, dați-vă la o parte să mă duc și eu, m-am trezit înapoi în patul meu. Mâinile erau reci și mi-am dat seama că am revenit. În timp ce eu plecasem, ăia doi care țipau tare au murit. Asistenta de acolo, la terapie intensivă, o chemat brancardierii să ia pe aia doi. Dar ăștia au venit și s-au așezat în dreptul meu, că nici eu nu mișcam. Și ăștia întrebau, doamna asistentă, care din ăștia? Că strigi, care din ăștia? Și eu le-am spus, eu încă nu. Îmi spunea el, și-o dat seama că a revenit cu un scop. Știți câte operații din alea au mai avut? Îmi spunea dumnealui, au venit acasă din nou, s-o simțit rău, din nou aceeași operație, din nou aceleași operații. Mi se pare că în total au făcut vreo 7 operații de genul ăla cu aceeași intensitate a durerilor atroce. Ultima dată când s-au dus frații slujitori să-i dea cina sau împărtășania, când mergeau până atunci la el, discuta puțin de pocăință, după care mergea cât e kilul de porumb, cât se vinde, cât se face făina, cât se câștigă de aici, cât se câștigă. Păi, ce bine merge treaba. Când au mers prima dată, frate, păstorul a început direct și plăcea lui. Frate, cum ai cu ogoarele? Păi, lăsați-mă cu ogoarele. Tata, moara funcționează bine. Acum să... Băi, lăsați-mă și cu moara, m-am săturat de moara, m-am săturat de ogoare, m-am săturat de tete, de angajați. Nu-mi trebuie nimic. Dar ce vrei, dumneata? Vreau când mai ajung o dată, în dreptul la soldații aia, să dea la o parte. Să pot ajunge în locul ăla pe care mi l-a pregătit Hristos. Iubitul meu, banii sunt buni de folosit, dar dacă banii te robesc, nu uita, este o singură formă prin care Dumnezeu te poate dezlipi de legăturile care te leagă și nu poți fi. Nu poți fi util Domnului, nu poți alerga, nu poți munci, nu poți fi pasionat, doar focul. De ce să intri în foc? Când seara aceasta, când după masa aceasta, Dumnezeu vine să-ți vorbească la această conferință că ai putea să te dezlipi singur, Doamne ajută. Treci de partea lui Hristos, Doamne ajută. Dezleagă-te de legăturile acestea pe care le ai. Dezleagă-te de valorile lumii. Când te dezlegi de valorile lumii, știți care sunt valorile pe care le apreciezi? Frați, toți împreună erau nelipsiți de la... Păi, dar voi n-aveți treabă? Ba da, avem treabă, dar mai important ca frață n-avem nimic. Mai important ca adunare, să cântăm împreună, să ne rugăm împreună, să avem părtășie împreună. Restul celălalt e nicio problemă. Sunt oameni care, ca să nu încurce nimic, dau anumite lucruri care încurcă de la părtășie. Doamne, de ce să mă întrebi cineva cine dă mâncare la găini? Cine dă? Deci nu-mi trebuie, găsesc ouă de unde îți cumpăr și care. Dar e important să nu mă deranjeze pe nimeni de la slujbă. Să am părtășie când mă duc undeva. Ori din punctul ăsta de vedere, valorile acestea sunt subordonate părtășiei. Și dintr-o dată, frații și surorile, copiilor sunt importanti. Sunt oameni care nu sunt chemați la nuntă acolo. Păi, dar vin acolo când se rostește binecuvântare, se aude din spatele adunării și aminul meu că stați frații mei. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Știți că de la cer se observă lucrul ăsta? Știți că împrejur se observă lucrul ăsta? Pierdem de foarte multe ori dintre frați din cauza unor lucruri pe care le adunăm pe lângă noi. Câteodată, permiteți-mi expresia, chiar și enervăm pe frați. Ne cumpărăm mașini care nu ne trebuie cu bani pe care nu îi avem ca să uimim pe oameni la care nu le pasă. Vă repet încă o dată că mi-a plăcut tare mult asta. Cumpărăm lucruri care nu ne trebuie cu bani pe care nu îi avem ca să uimim pe oameni care nu le pasă. Și numai că nu le pasă, îi strănim ca dușmanii noștri. Să presupunem că eu fac parte din comunitatea dumneavoastră. Aș putea să vin la slujbe obișnuit ca un frate între ceilalți frați. Nici mai extravagant, dar nici mai jos. Ca să fiu primit de orice cugete. Mă uit la natura bisericii. Că dacă e o biserică de oraș într-un fel, dacă e o biserică de țară în alt fel, dacă e o biserică de Italia altfel. Dar mă uit acolo cum e în zonă și mă port ca toți ceilalți frați, ca să pot fi primit cântarea mea.
rugăciunea mea, slujirea mea, prezența mea, să poată fi primită de orice cuget omenesc, Doamne ajută! Dacă vreau să îndemn pe cineva să mă primească, dacă vreau să mustru pe cineva să mă primească cu drag, pentru că felul în care mă port eu îmi dă acces liber, pentru că mă uit la lucrurile acestea. Observ persoane care spun, Dumnezeu, așa-s eu, așa-s eu, n-au decât să mă primească așa. Dacă nu mă primesc, băi, dar te poate folosi Dumnezeu altfel, măi. De ce să rămâi tu așa? Dacă cineva vrea să te facă accesibil, dacă cineva vrea să te facă folositor, de ce să vadă personalitatea ta, orgoliul tău, eu-ul tău neapărat? Nu cumva ești pregătit să intri în cuptor? Nu-ți ajunge cuptoarele prin care ai trecut? Mai trebuie să fii făcut în modul ăsta maleabil? Ori din punctul ăsta de vedere, stai aproape de frați. Când îți schimbi ești în evidență cu banii tăi, cu hainele tale, cu stilul tău, provoci pe frați. Și cât ar fi de spirituali, frații, la un moment dat provoci răni adânci, provoci răni în viața lor, provoci nervozitate. Când vii în prezența fraților și îi spui, băi, tu nu-mi vorbești mie, tu nu-mi spui mie, nu vă ridicați niciunul la nivelul meu, bine, într-o zi, hai năcaz. Cine crezi că se roagă cu pasiune pentru tine? Dacă tu i-ai jignit pe toți de-a lungul timpului, dacă tu i-ai deranjat pe toți prin atitudinea ta arogantă, și în ziua aceea, singurul lucru de care ai nevoie este de rugăciunea fraților, că nimeni nu te mai poate ajuta. Nici medicii, nici miniștrii, nici patronii, nici colegii tăi de gătrad, nu te mai pot ajuta. Dacă biserica se unește și spune, Doamne, fă, merită să-i faci bine la acesta, că ai făcut ceva pentru noi, merită, are sens. Dar dacă nimeni nu spune, Doamne, ăsta au făcut mișto de noi toată viața. Toată viața, când au venit, numai la apertură vorbitoare, numai la... ne-au trimis și niște unde. Acum, că tu-l cercetezi într-o pocăință, slăvit să fie numele tău. Nu-l scoate de cuptor decât atunci când e pocăit cum trebuie. Cam așa o să auzi rugăciuni de-a fraților, chiar dacă sunt foarte spirituali oamenii respectivi. Dar de ce să nu fii în mijlocul lor ca un frate de-a lor, măi? De ce să nu fii în mijlocul lor ca cineva de-a lor? Am întâlnit oameni de afaceri care au afaceri, nici eu nu știu ce afaceri au și cât au. Dar cineva spunea, băi, la omul ăsta cred că nici el nu știe numărul. Și l-a întrebat cineva, băi, de ce nu-ți cumpiri tu o mașină să o parchezi în fața adunării ca pasionații de mașini să nu mai poate intra în adunare? Și uite, băi, de unde ai scos bomba asta de mașină? De unde ai scos? De unde o ai? Pentru că asta e unicat, domnule. Asta zice, dar la ce mă ajută pe mine? La ce mă ajută mașina aia? La ce mă ajută costumul ăla? La ce mă ajută să mă dau eu grande? La ce mă ajută? Pentru că când soția mea e bolnavă și copiii mei e bolnavi, cu mașina aia nu vă provoc la rugăciune. Dar venind cu o mașină normală, intrând în mijlocul vostru în mod normal, îmbrățișându-vă la necazurile voastre și bucurându-vă la bucuriile voastre, când vine rândul meu să trec pe încercare, o biserică întreagă se ridică și spune, Doamne, merită să-i faci binele ăsta. A fost om între oameni. Trăiești așa? Că asta înseamnă frățietate, fratele meu. Începi să cânti, frate, cântă și tu cu ei. Încep să se roage frații pentru alții, roagă-te și tu cu ei. Încep să se gândească cum facem, Doamne, nu pot să fac alte lucruri. Mă duc și eu cu mașina să ajut. Sunt disponibil și eu să fac asta, că ești frate între frați, că cel mai scump sunt frații tăi. Împreună cu ei cânți, împreună cu ei suferi, împreună cu ei te bucuri, împreună cu ei văd de foarte multe ori la sistemul ăsta care are loc acum, multă vreme păstorii nici s-au bucurat că tot veneau. Acum mai pleacă. Știți că atunci când pleacă oamenii sunt două feluri de reacții la dumneavoastră aici? Sunt momente când pleacă oamenii și biserica spune Dumnezeu să-l binecuvinteze, s-a dus, vai de ea unde ajunge. Să-i păzească Dumnezeu ce va fi. Nimeni nu se deranjează, pentru că în continuu nu știu să... Și sunt oameni în care toată biserica se unește și plânge și spune, mi-ai fi vrut să mai stai. Ne-ai fost un real ajutor, ai fost un om între noi. Dacă Dumnezeu te trimite undeva să te duci, ne pare foarte rău. Că te trimite Dumnezeu, dar nouă ne pare rău, oricând vii înapoi, ești bine primit, pentru că ai fost frate între frați. În rest, toate celelalte se duc, frații mei. Ce bine este să ajungi în poziția aceasta. O biserică care are frica Domnului și plin de frica Domnului, în primul rând va trage o linie de separare, se va separa de lume, apoi se va separa de valorile lumii, de mamona, apoi vor avea părtășie împreună, vor cânta împreună, se vor ruga împreună, se vor bucura împreună. Știți cum are loc răpirea? Tot împreună. Slăvit să fie Domnul! Împreună vom fi răpiți ca să fim totdeauna cu Domnul, să ne ajute Dumnezeu! În momentele astea când suntem împreună, când ne place împreună, urmează slujirea împreună, frații mei. Și aici vine momentul cel mai înălțător pe care îl doresc și pentru
biserica pe care o slujesc împreună cu ceilalți frați, colegi, slujitori, dar și pentru dumneavoastră. Există un text biblic care îmi place enorm de mult. Faptele Apostolului, capitolul 4, cu versetul 32, spune în felul următor. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Când e harul ăsta prezent acolo, oamenii încep să simtă mântuirea Domnului. Îi vezi pe oameni cum plâng, îi vezi pe oameni care vor să mărturisească, îi vezi pe oameni care au venit întâmplător la slujba respectivă și spun, măi, Dumnezeu este prezent aici. Noi de foarte multe ori suntem obișnuiți cu prezența Domnului, cu cântările din adunare. Nu ne dăm seama că este un har să fim în adunare, să cântăm împreună. Îmi aduc aminte că cu ani mulți în urmă, când am organizat o evanghelizare într-o biserică de țară, am chemat prieteni din localitatea respectivă și dumnealor au spus că vin la evanghelizare. Dar cum se întâmplă de foarte multe ori, au avut niște piedici, n-au putut veni, am avut predicatori, am avut recitatori, am avut cântăreți, dar ăștia n-au venit. La un moment dat, oamenii ăia, simțindu-te datori să fie prezenți, ne-au anunțat într-o joi seara că ar fi disponibil să vii. Dar noi nu ne-am pregătit cu nimica. Noi nu ne-am pregătit cu nimic. Știam că nu am chemat pe nimeni, cântam noi din noi, ne rugam noi din noi și trebuia să predicăm noi din noi la momentul respectiv. Dar oamenii au spus că vin. Noi am spus, băi, nu veniți acum. Le-am spus, veniți, dacă tot așa. Au venit oamenii la adunare. Am cântat noi, cum am cântat. Ne-am rugat noi, cum ne-am rugat. Am predicat toți, cum am știut mai bine, toți la un loc, nu făceam cât unul bun. În fine, am predicat. Ne-am dat seama că pe baza noastră a fost un fiasco. Pe baza noastră n-aveau ăștia ce. Ne-am dus la ei să întrebăm cum vi s-a părut la noi la adunare. Din punctul nostru de vedere, ne așteptam ca să spună, băi, când vine cineva, cătările chemați-ne și pe noi să auzim ceva. Oamenii ăștia spun, băi, nu știu ce e la voi aici, dar în timp ce voi vă rugați, în timp ce voi cântați, în timp ce voi predicați, efectiv este ceva aici care m-a făcut să simt, tot părul mi s-a ridicat pe mine. Este o prezență aici care impune respect. Noi am început, aleluia! Cum de ei simțeau și noi pocăiții nu simțim? Pentru că există un text biblic care spune, temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui. Noi ne obișnuim cu prorociile. Ne obișnuim cu cântările, ne obișnuim cu adunarea, ne obișnuim cu ungerile, ne obișnuim cu prezența Duhului Sfânt. Știți că când ne-a botezat Duhul Sfânt, trebuia să simțim susurul și adunarea spunea, aleluia, e prezent Domnul. Am fost fii 380. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. De ce? Pentru că nu mai suntem așa de sensibili. Efectiv, am pierdut sensibilitatea aceea. Ei, vin prietenii care simt acea sensibilitate. Rămâne uimiți că ei simt, că ei plâng și ne întrebăm, oare de ce plâng? Sunt oameni care la urmă vor să vorbească, vor să mărturisească și noi întrebăm, oare de ce vor restea? Când nu a fost ceva special, frații mei, când e prezent Dumnezeu, te poți aștepta la lucrări deosebite, ne depășesc. Ne depășesc, vezi oameni care rămân să se pocăiască, îl întreb ce anume și el vine și spune, Dom'le, atmosfera care e aici, felul ce am văzut, Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele și noi întrebăm, băi, v-a mai vorbit careva? Nu, noi nu știm niciunul că a mai fi vorbit cuiva. Ori, iubiții mei, totul începe de la teamă de Domnul, Dumnezeu să ne ajute. Biserica primară a dezvoltat teama de Domnul, avea frică de Domnul, erau plini de frica Domnului. Ca atare au separat, s-au separat de valorile lumii, de lume, s-au separat de lucrurile din lume, de mamona. Ei slujeau pe Domnul în primul rând, banii, euro, erau bonus. Apoi, frații mei, părtășia frățească, caută-i pe frați, fii în părtășie cu ei, bucură-te de ei. Mustră-i și lasă-i să te mustre, încurajează-i și lasă-i să te încurajeze, întreabă-i și lasă-i să te întrebe, fii în mijlocul ei, părtaș la lucrul acesta. Și apoi când vă adunați să cântați, cântați din toată inima, rugați-vă din toată inima, măriți numele Domnului din toată inima și veți vedea că un mare har coboară. Și când coboară harul, la slujbe obișnuite, Duhul Sfânt botează, lăudat să fie Domnul. Alți oameni vin la credință, alții primesc daruri spirituale și toate astea se întâmplă când un mare har este peste toți. Să ne ajute Dumnezeu! Încă nu ne-am depărtat de zona aceasta, frații mei. Încă mai suntem.
Însăși dorința dumneavoastră de a fi la o conferință de felul acesta arată că vă pasă. Sunt locuri în care oamenii nu se mai interesează de lucrul ăsta. V-a șugat tare mult. Nu avem de corectat tare multe, dar să ne ajute Domnul să corectăm. V-a șugat să avem o rugăciune de final. Și pentru că suntem toți împreună, nu lăsa numai pe alții să roage. Roagă-te din toată inima, Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt. Dumnezeu să te ierte de păcatul pe care l-ai pe cuget, că acum te poate ierta Dumnezeu în numele Domnului Iisus. Dumnezeu să te elibereze dacă ceva în lume a câștigat putere în dreptul vieții tale. În numele Domnului Iisus poți să poruncești cu oricărui duc în prezența Domnului care este aici să toarne vindecare, eliberare și putere. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și cu toți împreună să ne rugăm ca Domnul să dea izbăvirea sa. Amin.